Bună ziua și bun regăsit la Torino Web. Știri astăzi este marți, 17 noiembrie, iar noi am găsit în introducere pentru dumneavoastră o știre destul de curioasă. În 1926, adică acum 83 de ani, în ziua de 18 noiembrie, scriitorul irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1925, considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William Shakespeare, a făcut un gest care astăzi ar stârni reacții dintre cele mai diverse. George Bernard Shaw refuză să accepte banii pentru premiul Nobel, spunând: pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să inventeze premiul Nobel. Știrile celor două ediții din această săptămână, cea de astăzi și cea de vineri, își propun să vă reamintească, să reamintească celor care au rămas fără documente românești valabile și care vor totuși să-și exercite dreptul de vot la alegerile prezidențiale și la referendumul din 22 noiembrie, că mai au la dispoziție puține zile pentru a obține un titlu de călătorie pe baza căruia vor putea vota. Votul pentru alegerile prezidențiale și referendum în străinătate începe la ora 7, ora locală, și se desfășoară până la ora 21, ora locală, când secția de votare se închide. Pe ușa secției de votare se vor afișa orele între care se desfășoară procesul de votare. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români din afara țării să se prezinte din timp pentru a-și exercita dreptul de vot. Același minister a creat și un spot publicitar în care sunt explicate procedurile de vot. Haideți să-l urmărim. Toți cetățenii români aflați în străinătate, inclusiv turiștii, pot vota la alegerile pentru președintele României și la referendumul național din 2009 la secțiile de votare organizate de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul misiunilor diplomatice. Trebuie doar să declarați în scris, pe proprie răspundere, că nu ați mai votat și nu veți mai vota pentru acest scrutin și să prezentați unul dintre următoarele documente valabile: cartea sau buletinul de identitate, inclusiv cele provizorii, pașaportul simplu și în variantă electronică sau temporară, pașaportul diplomatic ori cel de serviciu, inclusiv în formă electronică, sau titlul de călătorie. Adresele secțiilor de votare din străinătate se găsesc la secțiunea alegeri prezidențiale / referendum 2009 pe site-ul www.mae.ro. Și acum câteva știri despre viața noastră aici la Torino. Filmul regizorului român Călin Nețăr, intitulat Medalia de Onoare, va fi proiectat vineri, 20 noiembrie, de la orele 20, precum și sâmbătă, 21 noiembrie, de la orele 11 și un sfert și 22 și un sfert. Toate proiecțiile au loc la Cinema Massimo. Evenimentul are loc în cadrul Torino Film Festival, unde filmul lui Călin Nețăr participă la lungmetraje. Începând de marți, 17 octombrie 2009, TG România poate fi urmărit pe canalul de televiziune Quadrifoglio TV. TG România este transmis zilnic, după cum urmează: marțea, joia și sâmbătă la orele 7:30, 12:50, 19:50 și 23:20, ca prime ediții. Miercurea, vinerea și duminica va fi transmisă în reluare ediția din ziua precedentă. Joi 19 noiembrie, de la orele 18:30, la sediul Asociației Armonia în via Blinii numărul 5, va avea loc o întâlnire cu o delegație sosită din Suceava, compusă din Daniel Hrenciuc, șeful Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Suceava, și domnul Constantin Emil Ursu, directorul Complexului Muzeal Bucovina. O zi mai târziu, vineri, 20 noiembrie, domnul Constantin Emil Ursu va participa alături de Florin Cintic, profesor de istoria culturii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la o masă rotundă pe tema Cultura ca sistem. Întâlnirea se va ține de la orele 15 la 19, la Muzeul Regional de Științe ale Naturii în via Giolitti numărul 36 la Torino. Evenimentul se desfășoară în cadrul Festivalului Provinciilor 2009, Festivalul Itinerant de Cultură Populară, ediția de toamnă. Doamnelor și domnilor, ediția noastră de astăzi se încheie aici. Vă reamintim că acesta este Torino Web Știri, bisăptămânalul portalului nostru în limba română.
Toate edițiile noastre precedente și aceasta sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea dedicată primăriei din Torino. Nouă nu ne rămâne decât să vă urăm toate cele bune, la revedere și pe vineri 20 noiembrie!